Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Iată, am ajuns la partea a doua a emisiunii Mașina Timpului, la partea de cronica șepticului. Ați remarcat, am inversat ordinea rubricilor, pentru că nu puteam să îi țin până târziu pe prietenii mei cu care lucrăm. De fapt, cu toții lucrăm la revista Știință și Tehnică. Și trebuie să vă spun că fiecare apariție a revistei Știință și Tehnică, deși lucrez la ea de... se adună mai bine de două decenii, deși lucrez de multă vreme la ea, de fiecare dată mă bucur ca și cum ar fi prima dată când văd o revistă Știință și Tehnică la care am lucrat și eu. E o senzație extrem de plăcută și care, cum să vă zic, compensează toate nopțile nedormite, toate neliniștile, toate problemele existențiale pe care oricare dintre noi le avem. Săptămâna trecută la Cronica Șepticului am vorbit despre presa noastră cea de toate zilele. Vreau să vă spun, când am ajuns acasă și am intrat pe Facebook, un prieten al nostru, șeptic și el, acum nu știu dacă îmi dă voie să-i spui numele, așa că n-am să îl rostesc, a postat o știre de pe o agenție de știri. Îi dau și numele, Hot News, care preluase un articol de pe unul din site-urile alea de năzbâti. Dacă și chestiile alea care se numesc agenții de știri au ajuns să preia ad literam cu copy-paste postări de pe site-uri pline de năzbâtii evidente, lucrurile sunt extrem de grave. Sunt extrem de grave. Vă spuneam și săptămâna trecută. Este nevoie în aceste momente, este nevoie ca și dumneavoastră să intrați în luptă și dumneavoastră să intrați în bătălie. Blogurile dumneavoastră ar putea măcar diminua impactul năzbâtilor asupra minții românilor. Pentru că dumneavoastră aveți mult mai multe libertăți în a vă exprima. Lucruri care eu nu mi le pot permite. Dar în același timp, dumneavoastră aveți ocazia să veniți cu argumente, cu argumente raționale. Să vă dau un exemplu de blog. Insula Îndoielii. Este un blog extraordinar. El, de fapt, a avut și o bătălie de purtat, blogul, pentru că, din fericire, nu s-a știut cine este personajul din spatele blogului. A avut de purtat o bătălie cu un producător de năzbâtii. De năzbâtii care curăță colonul. M-am referit și eu, discutând despre postările prietenului care întreține blogul Insula Îndoielii. Și la suplimentul cu pricina, eu am zis curățitorul de maț gros. E bine, el a avut o serie de articole în care se lega de Colon Help, de acest, așa zis, supliment alimentar, care, domne, detoxifică, te face bine, previne cancerul, previne toate alea. E o chestie nemaipomenită. De ce nu bătălia în sine este importantă vis-a-vis de acest blog? Ci faptul că în postările lui, atunci când arăta, când vorbea de escrocheria, de fapt, care stă în spatele acestui supliment alimentar, el venea cu argumente. Și nu cu argumente logice. Aici este marea confuzie care se face. Nu logic argumentelor dă tăria, dă valoarea argumentației tale, ci trimite-le către articole științifice. Textul lui era aproape albastru, pentru că știți cum e, apar în culoare albastră cuvintele care fac trimitere către alte linkuri, către alte informații. El, de fapt, în acțiunea lui de a combate
năzbâtia asta, s-a folosit de o puternică documentație și o documentație serioasă, în care miturile legate de toxifiere erau demontate, repet, de către oameni de știință serioși. Că și aici, v-am mai spus, este o problemă. Primești trimiteri către niște publicații științifice, dar care sunt, de fapt, niște publicații de, cum să spun, așa zis, științifice. De fapt, ele nu sunt nimic altceva decât o colecție de năzbâtii. V-am dat, cred că acum 2 săptămâni, niște exemple în acest sens. Și cred că mă iertați, sunt atacat psihotronic. Cred că m-a blestemat cineva. Crezi în blesteme, Loredana? Eu tușesc? Cred că sunt blestemat. Mă rog, deci informațiile la care apela și la care prietenul care întreține blogul Insula Îndoielii erau de calitate. Erau trimiteri către locuri în care ai informații de calitate, în care poți fi sigur că informația este de calitate. Bine, s-a trezit la un moment dat, el s-a trezit, a primit pe mail un PDF așa, în care era o chemare în judecată cu amenințări, dar dacă și chiar a fost dat în judecată. Vreau să vă spun că atunci când a cei prima dată acel document, am crezut că e o glumă și la rubrica de comentarii la postarea respectivă de pe blogul Insula Îndoielii, vizitați-l, e actualizat în permanență. Cred că ultima postare care am văzut-o, e mai veche, de cred că are o lună jumate, e cu terapia Gerson. Altă năzbâtie. Mănânci nu știu ce și te faci bine de cancer. Dar tot așa, cu argument. Bun. Când am văzut hârtia aceea de la avocat, i-am și trimis comentariul la postarea cu pricina. Băi, nu e cumva o glumă? Și omul mi-a spus că din păcate nu este o glumă, că a analizat el nu știu cum și a constatat că. Procesul a continuat. Nefiind detectat personajul care era în spatele acestei chestii, vă spun, omul era îngrijorat, vă dați seama. Noi ăștia, nu prea asta cu banii, știți? Adică banii sunt un ideal, ca să zic așa, un țel la care încercăm să ajungem cumva așa, dar mă rog, și gândindu-se că tot să aibă de plătit, era omul îngrijorat. Norocul lui că avea blogul, era practic anonim, nu se cunoștea utilizator. Așa că a fost dat în judecată platforma WordPress. Cum că ea să scoată blogul cu pricina, pentru că, vezi, doamne, nu mai știu, îi acuza și de încălcarea drepturilor de autor, că a folosit poza produsului, știți? Poza, nu produsului, cutiei, ambalajului, produsului. Nu mai zic acum că erau multe... Când e vorba de suplimente alimentare, vreau să rețineți un lucru extrem de important și să îl serviți de câte ori aveți ocazia. Conform legii, cei care comercializează produse care poartă numele de suplimente alimentare nu au voie să facă nicio referire vis-a-vis de calitățile sale a suplimentului respectiv, de a vindeca, ameliora, preveni vreo boală. Nu au voie să facă nicio referire medicală. Și într-adevăr, în cutie, prospectul sau pe cutie, nu prea veți găsi referințe medicale de tipul acesta. E un supliment care, mă rog, în schimb, pe site-urile care promovează produsul, apare în vindecă cancerul. Pare rău că n-am pregătit aici o documentație întreagă cu face multe lucruri bine, ce bine face acest Colon Help, care și placa mucoidă o scotea și erau niște poze atât de scârboase, mă rog, poate vi le imaginați dumneavoastră așa. Deci pe intestinul gros se creează o placă de asta mucoidă care se elimină cu ajutorul curățitorului de intestin gros. Îmi place cum sună, nu vreau să de nerea comercială fiind Colon Health. Și ieșea așa, arătau cum scosese dintr-un bună zbâtie, ce să mai... Mă rog, a fost dat în judecată platforma care întreținea, care menținea blogul, era vorba de WordPress și, dacă țin minte bine, și mă rog, procesul s-a pierdut, lucrurile s-au diminuat. Da, într-adevăr, există și un risc atunci când lupți împotriva pseudoștiinței, împotriva pseudomedicinei. Chiar dacă vii cu toate argumentele, cu pricina,
de fi acuzat, mă rog, nu știu. Important este să fie cât mai multe bloguri care să demonteze toate aceste lucruri care țin de pseudoștiință. Este extrem de important. Nici nu vă imaginați cât de important, cât de important sunteți dumneavoastră în această bătălie împotriva pseudoștiinței. Așa cum vă spuneam și săptămâna trecută, și nu vreau să par patetic, teama mi este că jurnalismul este în agonie la noi, iar jurnalismul de promovare, de popularizare a științei, nu-i merge deloc bine. E cumva așa, între. Dar în ceea ce mă privește, puteți fi sigur că în continuare voi nu voi încerca, asta voi face cu orice preț, voi ține ștacheta ridicată. Pentru că și cred că oricare dintre emisiunile Mașina Timpului ați lua din trecut, în oricare dintre ele ați văzut ce lucruri minunate se întâmplă în știință. Ce frumoasă este știința, ce ce univers chiar ne creează, un univers în care putem călători, un univers al nostru, un univers frumos, un univers adevărat. Și pentru știință trebuie luptat, credeți-mă, prietenii mei, altfel ne vom transforma nu sunt patetic, mi-a făcut semnul de îl recunoașteți? Bun, care este chestia? Imediat după ce voi reveni, după momentul de publicitate, voi intra într-un alt capitol. Educația nu ne pregătește pentru a fi sceptici, pentru a gândi rațional. Presa noastră, cea de toate zilele, contribuie la la promovarea pseudoștiinței, dar nici în lumea academică la noi lucrurile nu stau foarte bine. Dar asta după publicitate. Bine ați venit la radiolink.ro. Introduceți un nickname. Aș vrea să fiu Superman. Dacă tu ești Superman, eu sunt criptonită. Sunt sensibil la 666. Bufuruza 33. Cel mai mult și mai mult mi-ar plăcea să fiu Ștefan cel Mare. Steven the Great has joined radiolinks.ro. Intră și tu pe chatul radiolinks.ro. Ai liber la imaginație. Dragii mei prieteni, ne-am așteptat cu toții ca în lumea aceasta academică, în lumea științei, în lumea celor care poartă titluri universitare, care eventual predau, fiind profesori universitari, ne-am așteptat ca aici năzbâtile să fie, filtrate, să pătrundă extrem de greu. Nu vreau să fac o generalizare, vreau să subliniez acest lucru. Deși voi da două cazuri, da drept ieșite din comun, nu e vorba despre o generalizare. Sper și cred că nu toată comunitatea științifică împărtășește năzbâtile pe care le voi prezenta mai devreme. Dar și ce mă deranjează? Lipsa de reacție a însăși comunității științifice. Tare mult mi-ar plăcea ca lupta împotriva pseudoștiinței să o facă oamenii de știință. Nu jurnaliștii, nu dumneavoastră. Dar nu se întâmplă asta. Și v-am mai dat de-a lungul timpului și voi da și în această emisiune exemplu de teze de doctorat de-a dreptul imbecile. De-a dreptul pseudoștiințifice. Te așteptam să fie o reacție, să... Nu, nimic. Am discutat cu niște oameni care, mă rog, erau în zona aceea de... a științei, care se ocupau de, mă rog, e vorba de psihologie. Am discutat cu psihologi care și am întrebat, dar de ce nu reacționați? Voi nu puteți
comunitatea psihologilor poate să accepte ca năzbâtii de-a dreptul evidente să fie promovate cu atâta ușurință prin teze de doctorat? N-a primit practic un răspuns. Mi s-a zis, mă rog, nu se poate. Știu că nu se poate. Dar trebuie să se poată. Veți vedea în secvențele următoare un profesor universitar doctor, neurolog și psihiatru, dacă nu mă înșel, în același timp. A publicat nenumărate cărți de succes demențial. Eu chiar vreau, pentru că pe net am găsit pasaje din cărțile domniei sale în care nu știu cum să vă explic. Niște năzbâtii de-ală dreptul înfricoșătoare. Înfricoșătoare. Cum cineva care, deci fără titlu universitar, să zicem, ar putea să ia în seamă asemenea năzbâtii? Caut cărțile și o să vin. Nu, știți ce se întâmplă? Deci, mi-e teamă tot timpul ca ce iau de pe net să nu fie, de fapt, conținut în cartea respectivă. Înțelegeți? Pentru că el vorbește de tăblițele de smarald ale lui tot, de... Deci, am găsit-o pe net. De Atlantida, că atlanții aveau de-alea și de-alea alante și că... Groase, groase. Dar, domnule, acum... Ce o să vedeți este pe bune, e vorba despre, fiți atenți aici, anul 2012. Veți vedea că noi putem să influențăm universul, evoluția universului. Cum? Prin gândurile noastre. Ca de nou va avea 12 spirale și vom apuca după 2012 să vedem dincolo de văl. E drept, el zice că alalante suplimentare sunt dunele energetice. E o nuanță aici. Pământul este ființă vie care percepe gândurile negative și din cauza asta seisme, vulcani. Și din păcate, dar să vedeți cum încheie, că este senzațional. Vorbește de Darwin. Haideți să-l vedem. Noi suntem parteneri ai creatorului în acest univers. Noi putem influența până în centrul galaxiei prin gândurile noastre ceea ce se întâmplă. Asta e bine de știut. Către noi înșine, am scris în anul 2012, am scris despre lucrul ăsta. Dacă în 2012 se așteaptă o aliniere planetelor, a galaxiei, a sistemului solar cu centrul galaxiei noastre, se așteaptă începerea unui ciclu, cum spun maiașii și cum spun foarte multe minți luminate, competente din clipa actuală, din momentul actual, universitari, din marile universități, cetăți ale culturii, din întreaga lume, nu numai noi. Au de acord. Absolut, același lucru. E bine, noi putem să influențăm această evoluție în sensul cel mai pozitiv al termenului, gândind pozitiv. Noi putem influența, am spus, energiile din centrul galaxiei, care se pare că vor fi energiile care va influența după 2012 întreaga viață pe Terra. Se crede că însuși ADN-ul va avea nu numai două spirale, ci 12 spirale, celelalte vor fi la un nivel de câmp, în dimensiuni energetice, și că următorii cel puțin 50 de ani, creierul nostru va căpăta o capacitate de excepție de a vedea dincolo de văl. De rețe conjuncturală. Ei bine, Pământul este o ființă vie. El percepe toate aceste consecințe negative, toată această gândire negativă cu care noi îl infestăm. Și atunci el se echilibrează. El își caută în echilibru și echilibrarea nu sunt decât aceste izbucniri. Seisme, vulcani. Noi suntem tributari unei gândiri vechi de 150 de ani. În momentul în care Darwin își publică evoluția speciilor, la mijlocul secolului XIX, toate celelalte științe păreau să-și fi atins apogeul, să construiască concepția noastră materială despre lume. Îi lipsea ceva. Cum să explici apariția omului? Religia o ținea cu Dumnezeu și, evident, știința care avea un dinte destul de ascuțit, dați faptul că la început religiile s-au ocupat tot ceea ce semna, vezi, Giordano Bruno, Galilei, da, și așa mai departe. Și evident că avea un dinte. Și trebuia să neapărat să înlocuie noțiunea de Dumnezeu. Și vine Darwin și spune, îi dă o copită. Simplu. Omul a apărut din întâmplare. Mai mulți aia s-a plictisit să tot alerge în patru lăbuțe, s-a ridicat într-un copac, a luat un fruct și gata, s-a transformat în om.
că a luat un fluc și gata, s-a transformat în om. Aberație, aberație. Bănuiesc că ați remarcat apelul la universitari, apropo de anul 2012, că sunt atâția universitari care au zis, nu, eu gogoașe. De fapt, n-am trebuit să vin cu mai multe citate video. El este un mare admirator al lui Greg Braden. Țineți noastră minte, am avut o emisiune special dedicată lui Greg Braden, cel care, referitor la anul 2012, afirma că Pământul se va opri în loc. Emisiunea asta era făcută înainte de 2012 și chiar și în aceste condiții, pentru distinsul profesor universitar doctor pe care l-ați văzut mai devreme, Greg Braden este o autoritate. Că a scris nu știu câte cărți, că a cercetat nu știu, n-a cercetat nimic. A scris, într-adevăr, foarte multe cărți de popularizare de tipul ăsta, de pseudoștiință, care, mă rog, sunt sau nu admirate. Aici ce să zic, dar un profesor universitar care, doctor, un om de știință, care ar trebui să cunoască măcar la nivelul minim mecanismele științei, ce înseamnă știință, ce înseamnă a fi om de știință, să-l considere pe Greg Braden ca fiind un, da, o personalitate de renume mondial. Da, personalități de renume mondial putem să devenim oricare dintre noi, nu e niciun fel de problemă, dacă ne propunem cu adevărat asta. Un PR ca lumea și Greg Braden pentru el este un cercetător de reputație internațională, că e geofizician, că da, și zicea că Pământul se oprește pe loc. Dar în pseudoștiință, știți care e chestia? Nici nu se, chiar cele mai evidente absurdități nu se mai au în seamă. Știți care e o șmecherie aici? E important să citesc cât mai multe nume. Greg Braden, mai găsești nume de astea americanești, la. Spui că sunt cercetători, spui că au publicat lucrări științifice. Țineți minte că stimatul, distinsul personaj pe care l-ați urmărit mai devreme, l-am avut într-o altă emisiune cu ADN-ul. Cum venea de nou și se desfăcea dacă te gândeai cu iubire, știi? Te iubeai la sute de kilometri, de nou la se desfăcea. Și aia a fost publicată într-o lucrare științifică. Nu fusese publicată nicio lucrare științifică. Doar numai niște fișiere PDF care există pe net. Și mă rog, niște publicări în pseudo-reviste din astea care putem să facem, eu și cu dumneata putem să facem o revistă de știință în care să demonstrăm ce doriți dumneavoastră. Și îi zicem revistă de știință. Și punem peer review, o să fie doamna profesor universitar, doctor, docent Loredana, punem pe toate. Cu tot vrea să facem Institutul de Cercetări Loredaniene. Și mai face o confuzie, că știința are un dinte împotriva lui Dumnezeu. N-are niciun dinte împotriva lui Dumnezeu, știință. N-are niciun dinte împotriva lui Dumnezeu. Pur și simplu știința studiază natura. Studiază natura și procesele naturale în știință, conform definiției, nu și-au locul supranaturalul. Aia nu mai e știință. Nu mai este. De altfel, într-una din cărțile, că omul a publicat și înainte de Revoluție, Doamne Dumnezeule, să analizăm teoria evoluției, fenomenul evoluției. Citesc dintr-una din cărțile lui. Să analizăm succes fenomenul prin prisma datelor științifice susținute actual. Nimic de adăugat la ideea că lumea descinde din evoluția formelor simple până la cele de complexitatea cunoscută astăzi. Numai că se susține că modul de trecere de la o formă la alta s-a făcut prin adaptarea acestora la condiții noi de viață, generatoare de modificări structurale, deci numai că se susține că modul de trecere la alta s-a făcut, mă iertați, nu prin adaptarea acestora la forme, la condiții noi de viață, generatoare de modificări structurale, ci prin mecanismul mutațiilor genetice care a apărut cu totul întâmplător. Informația genetică ce va impune o formă de viață nouă apare printr-o greșeală în mecanismul replicării ADN-ului. Conform unei teorii mai recente, o radiație venită din cosmos, o radiație nucleară din Pământ sau diversi compuși chimici au provocat o mutație genetică favorabilă sau nefavorabilă după hazard. Sub presiunea selecției naturale, mutații favorabile s-au transmis urmașilor, apărând noi forme de viață adaptate mediului, cele nefavorabile dispărând.
Dar radiațiile cosmice nu vin oricum. În calea lor, Terra o pune un adevărat scut de apărare prin câmpul magnetic propriu. Acest câmp are momente în care scade brusc în intensitate prin fenomenul de deplasare a polilor magnetici sau de inversiune geomagnetică. În aceste momente, deci, Pământul este mult mai expus și în continuă teoria asta. Care, cum să vă zic, chiar n-am reușit să înțeleg de unde a luat. El, de fapt, se opune ideii de întâmplare. Da, nu. Întâmplare, totuși. Pentru că, vedeți, pentru a se produce mutațiile genetice, nu știu dacă ați scos teoria asta mai recent, o radiație cosmică. Nu, asta nu e o teorie. Sunt diversi factori care produc mutații genetice. Dacă iei un șoricel, de exemplu, iei doi șoricei și îi împerichezi și izolezi de tot ce vrei tu, tot ce ai putea zice că produc mutații. Mutațiile tot apar. Pentru că sunt accidente la replicare. Ori de câte ori copiezi ceva, apare o greșeală. Ba, uiți o literă, ba, dacă e la Xerox, nu mai are același contrast. La o altă scară și în alt fel, se întâmplă și cu replicarea ADN-ului nostru. Se acumulează niște erori. Unele dintre ele sunt inofensive, nici nu contează. Dar unele contează. Unele te fac inapt să trăiești într-un anumit mediu. Altele, din potrivă, te fac mai adaptat mediului respectiv. Nu știu de unde vede el o problemă. Stați că vreau să văd. Da. Mă rog, nu vreau. Aș cita mai mult din el. El are ce are cu schimbările polilor, că se petrec destul de rar. Nu se petrec destul de rar. În ultimele 4 milioane de ani s-a întâmplat de 13 ori. Și vreau să vă spun că în ultimele 780.000 de ani polii nu s-au mai schimbat. Mă rog, că faptul că nu își actualizează datele, mă rog, nu, n-aș avea eu o problemă prea mare. Și vine cu întrebări. Era de ajuns să citească cărțile serioase de teoria evoluției, nu cărțile de creaționism, ca să aibă răspunsuri la întrebări. Sunt multe alte întrebări care au ca obiect evoluția și la care științele actuale nu pot răspunde. Dacă evoluția biologică presupune apariția unui organism superior organizat în raport cu predecesorul său, atunci nu putem explica prezența unor structuri mult mai perfecționate la formele anterioare neevoluate. Țineți minte acest pasaj, pentru că vom continua după momentul de publicitate și piesa muzicală dăruită nouă de Loredana. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Evenimentele live sunt la radiolinks.ro. Dacă ați uitat ultimul pasaj pe care l-am citit, domnule, parcă e luată dintr-o carte de creație științific. Bine, ideea de creație științific este o aberație prin însă și definiție. O să am probabil o emisiune dedicată acestei aberații. De ce este aberații? Din ce spusese mai devreme, știința e cu natura, știți? Nu cu supra-natura, nu? Cu ființele supranaturale nu și-au loc în știință. Asta e prin definiție. E prin definiție, nu? Cum să vă zic?
Dacă evoluția biologică presupune apariția unui organism superior organizat în raport cu predecesorul său, atunci nu putem explica prezența unor structuri mult mai perfecționate la formele anterioare neevoluate. Exprimat mai concret, dacă omul este ultima achiziție a evoluției, ultima sa verigă și de forma cea mai perfecționată la care s-a ajuns, atunci, luând numai un exemplu din multele existente, cum se explică evoluția unei olfacții atât de slabe la om în raport cu cea a câinelui? Pentru că, cum să zic, o fi nu râde cu câinele, cum sunt râde cu toate ființele, dar e o râdă extrem de depărtată. Omul, pentru a supraviețui, linia care a dus la om și-a dezvoltat alte mecanisme. Lucrurile sunt simple, evidente și, cum să vă zic, dar capacitatea unor pești, ajunge și la pești, adică nici măcar mamifere, de a seziza câmpurile electrice ale altor ființe, dar rezistentă la infecția consumatorilor de cadavre când omul este așa de firav aparat. Dar deprinderea unor ființe care vin pe lume cu o știință neînvățată de a fabrica miere. Da. Oh, Doamne Dumnezeule. Nici vederea, nici auzul, nici gestia, nici imunitatea nu ating performanțele întâlnite la alte niveluri biologice. Ne-am putut supraviețui în condițiile astea în care suntem noi. Pentru că vreau să vă spun, nu cel mai puternic, el o tot repetă. Și am senzația că și în paragraful următor, pe care o să-l dau imediat, va spune că Darwin e rău pentru că impune ideea că cel mai puternic supraviețuiește. Și da, eu îi dau în cap Loredana, da? Mă înțelegeți? Că sunt mai puternic decât ea. Nu. Nu cel mai puternic supraviețuiește, ci cel mai adaptat condițiilor de mediu. Și condițiile de mediu nu înseamnă numai adversari. Înseamnă multe alte chestii. Clima, de exemplu. Surse de alimente, de hrană. Înseamnă foarte multe chestii. O formulă atât de simplistă, nu mi-aș fi imaginat că poate fi publicată de către un profesor universitar, un doctor. Dar, haideți... Vom încheia cu el cu un pasaj, vai mie, da, dreptul extraordinar. Băi, fiți atenți, băi, Loredana, ia fi atent aici. Tu știi de ce se produc seisme? Tu știi de ce se produc alunecări de teren și alte catastrofe? A spus-o el și mai devreme, dar poate ați uitat gândurile noastre negative mai devreme. Toate catastrofele astea e gândurile noastre negative care și fac mai mult decât atâta. Stați că mi-am notat, gândurile astea negative dezechilibrează, distorsionează universul. Gândul meu negativ și gândul negativ al lui Doredana distorsionează universul, ajunge până departe în centrul galaxiei noastre. Lăsați-mă că sunt ironic. Nu-mi place. Eu cred că combaterea năzbâtilor nu trebuie făcută prin ironie. Nu trebuie făcută prin bășcălie. Nu trebuie făcută nici măcar în glumă. Trebuie făcut foarte serios, cu argumente. Ce argumente? Dar haideți să-l ascultăm pe onorabilul domn profesor universitar, doctor. Evident, nu. Aici este una din marile erori ale noastre. Noi suntem tributari gândirii vechi, că totul se limitează la un corp fizic și atunci... că între noi și celălalt nu există nicio legătură, că eu pot să-mi permit totul, așa spune darwinismul, tot este o întâmplare, pe lumea asta viața a apărut ca întâmplare, o maimuță s-a plictisit și atunci a zis, hai să-l facem pe Adam, al grup de maimuță să-i facem pe Eva și uite așa a plecat lumea. Aberație. N-au nicio legătură. Toate capetele serie ale speciilor nu știm cum a apărut. Pare să că mutații, dar niște mutații intenționate, conduse. Noi nu suntem singuri în acest univers. Ceea ce numim univers este de fapt o conștiință, este o divinitate, este o teologie a naturii, dacă vreți. În momentul în care gândim, noi trăim într-o lume fizică. Ceea ce numim Dumnezeu este forță, este un câmp, care poartă informația așa cu un câmp ăla care îl aduce televizorul, cu figurile alea, cu muzică, cu tot ce vreți. Asta este și dincolo. Asta a fost măreția minții umane, care a reușit din câmpul ăsta electromagnetic să dea o imagine. Bine, imaginați-vă, asta înseamnă ceea ce numim noi când cu amplii divinitate sau conștiință sau tot ce vreți. E bine, în momentul în care eu gândesc într-un sens sau altul, benefic, bine sau rău, acesta se transmite întregul univers.
prin gândul meu negativ, eu distorsionez întreg univers. Dumneavoastră nu vă puneți problema de ce aceste modificări parcă numără fiecare regiune a țării cu ploaie, cu piatră, cu tot ce vreți? Pe astea sunt gândurile noastre. Societatea este cum o gândim. Nu e poluarea. Și poluarea, și poluarea. Dar nu numai, dar nu numai. Deci în momentul în care eu gândesc, emit în spațiu un câmp negativ. Acest câmp distorsionează universul. Și universul nu are onoarea de dezechilibru. Trebuie să se echilibrează. Se echilibrează până aceste lucruri. Simplu ca bună ziua. Vedeți, dragii mei prieteni, da, e amuzant filmulețul, dar vedeți, nu știu, un sentiment din acesta amestecat. Mă amuză, evident că mă amuză, nu știu, acum n-ai încotro, nu, cum să zic. Eu păstrez filmulețele astea și încerc cumva să fac un film mai lung, așa, comici vestiția ecranului, nu știu cum să o spun. Deci măcar, nu știu. Dar vedeți, el organizează foarte multe conferințe și sările sunt pline, lumea îl ascultă cu entuziasm. Pentru că oamenii cam asta ar vrea să audă. Li se oferă cam ce-ar dori ei să audă. Nu oamenii din sală care... Cineva a zis la un moment dat, dacă eram eu, eram mai vehement, da? A zis, dar poluarea, apropo de catastrofele naturale, dar poluarea, da, la, 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 da și poluarea, da și poluarea. Dar și gândurile noastre negative care... Asta este marea problemă. Tipul ăsta de subcultură, tipul acesta de pseudoștiință, se răspândește. El este doar un singur exemplu. L-am luat pe el în această emisiune, pentru că am vrut să vă arăt că și în lumea academică, în lumea oamenilor de știință, apar pseudo-oameni de știință, care țin să sublinieze de câte ori au ocazia că sunt oameni de știință și că folosesc metodele științei. Că de la vorbe la faptă distanța este una uriașă, contează mai puțin. Omul obișnuit chiar crede că asta este știință. Și împotriva lor, vă rog să mă credeți, e greu, cumplit de greu de luptat. Împotriva popularității lor, răbdare multă și argumente la nivel de detaliu. Nu pot să prezint într-o emisiune de tipul acesta, dar credeți-mă, v-am spus, nu am eu bani, domn. Banii sunt un vis pentru mine, dar mi-am propus ca până la sfârșitul săptămânii mă duc aupă la librării, pe la anticariate, cărțile lui dispar imediat, dar la anticariate sper să mai găsesc, pentru că vreau să vă spun, vreau să comentez, dar pe baza documentelor clare, nu lucruri luate de pe internet. Există riscul ca cineva să fi glumit pe seama lui și să fi postat acolo niște năzbâtii uriașe, ca și cum l-ar fi spus el. Dar adeleu ăla cu 12 spirale, ce părere aveți? Nu este o năzbâtie postată de cineva. Este chiar afirmația domniei sale. Dar faptul că teoria lui Darwin este o aberație, n-a postat-o cineva pe mea. E afirmația domniei sale. Înțeleg libertatea academică. Înțeleg faptul că oricine din lumea academică poate să spună orice. Dar atunci când e vorba de știință, există niște constrângeri. Cum vă spuneam eu, dictatura dovezii, domnule. Asta e mărția științei. Acolo e dictatura dovezii. Bun. Nu se mărginește la un personaj pseudoștiința din lumea academică. Așa cum v-am mai spus, există teze de doctorat, am spus și la începutul acestei emisiuni și cred că am și vorbit în alte ediții ale Cronicii Scepticului. Există teze de doctorat de-a dreptul imbecile, de-a dreptul pseudoștiințifice. Este una în care se vorbește la modul cel mai serios de cristaloterapie și la diagnosticarea energetică, cumva, cancerului cu ajutorul anselor radiestezice. Dar este și asta. Psihologia sonoluminică. Vai, știți cum mi-a zâmbit? Vai de mine. M-am transfigurat. Publicitate. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro.
Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul cristalin. 021-351-4255. Izvorul cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorul cristalin.ro. De 5 ani împreună. Cum adică lucrarea de doctorat cu năzbâtie evidentă? Ce e aia năzbâtie evidentă? Păi uite asta. Citez. Gândul spectral este o entitate energo-informațională stabilă, dar emergentă, care respectă superpoziția și înlănțuirea cuantică, conținând date organizate, o informație înțeleasă cu valoare de semnificație, este legătura dintre materialitate și imaterialitate capabilă să influențeze mediul înconjurător prin oscilațiile sale stabile, torsionic solitonice, repet, ăsta e un termen dintr-un dicționar pseudo, emanând radiații electromagnetice, unde mecanice și particule neutrino. Subliniez, particulele neutrino se emit în urma reacțiilor nucleare. Nu emiți dumneata, domnule, particule neutrino, mai ales când gândești. Este constituit din holograme sonoluminiscente. V-ați spus și în emisiunea trecută. Păi când e vorba de pseudoștiință, hologramă trebuie să apară neapărat. Deci este constituit din holograme sonoluminice înverite într-o undă torsiono-solitonică sferă sau altă formă, ce reprezintă realitatea psihică prin conștiință și conștiență la un anumit moment dat. Ăsta e gândul. Într-o lucrare de doctorat. Dar haideți, pentru că e delicios să vedeți cum e chestia asta cu când intră un foton în organismul Loredana, el se transformă, stați că mi-am notat, se transformă în biofoton. Băi, bebe, intră fotonul în tine, pac, a devenit biofoton. Biofotonul, după ce a intrat în tine, se transformă în hologramă sonomilișentă care dau de gând uman. Fii atent aici, te uiți la bec, vine fotonul de la bec în tine, transformă în gând uman holografic. Haideți bucățica aceasta, pentru că e superbă. E, cum să vă zic, ar trebui învățată pe de rost de oricare dintre dumneavoastră. Aș dori să vă mai spun ceva legat de acest lucru de atom. În momentul nucleul atomului față de electronul care orbitează în jurul nucleului, este ca și cum am înfige un ac în mijlocul unui teren de fotbal. Și electronii ar rula pe afara terenului de fotbal. E, gândiți-vă că în acest imens spațiu gol, ce ar circula? Fotonii, particule de lumină. Poate este, ați auzit că noi suntem ființe de lumină. Și toată lumea a spus că, dom'le, e o metaforă. Nu este o metaforă, este chiar realitatea. Particula de lumină numită foton, în momentul când intră în organismul uman, se transformă în biofoton. Și mai departe, biofotonii se transformă în anumite holograme sonoluminescente care dau gândul uman. Deosebit ceea ce spuneți, nu e simplu de perceput. Nu e simplu, dar se poate măsura. Dragii mei prieteni, n-am ce comenta. Mi-e teamă să devin ironic. Vă spun, e un mare pericol și mi se întâmplă și mie adesea. Devin ironic cu lucrurile de tipul acesta. Dar n-ai în control la un moment dat. Ce să mai spui aici? Că ce circulă prin atom, foton? Mă rog, lucrurile sunt mai complicate în interiorul atomului, adică între spațiul ăla, să zicem, delimitat. Între electroni și nucleu. Lucrurile sunt ceva mai complicate, nu sunt chiar. Bă, Dane, dar se intre biofotonul, fotonul se transforme în biofoton? De-aia suntem noi ființe de lumină? Păi ființa de lumină, da. Dar nu mai avem timp. O să mai continuăm, nu. O să caut alte subiecte pentru săptămâna viitoare, dar am vrut să vă atrag atenția că nici în zona academică lucrurile nu stau cum ar trebui să stea. În zona academică, bătălia ar trebui purtată de către comunitatea academică, care tace. Și iarăși intrați dumneavoastră pe scenă. Iarăși dumneavoastră, și repet, și am să o repet de 11.000 de ori, dumneavoastră sunteți cei care puteți spune stabilă răspândirii atât de agresive a pseudoștiinței în România. Eu trebuie să închei aici, ființa de lumină, Loredana, ființa de lumină, Cristi. Vă dau întâlnire săptămâna, vă dau, că sunt două ființe de lumină,
Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră. Până atunci vă urez să aveți numai bine. Al dumneavoastră, Cristian Român. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătoria noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața.